Mi-aduc aminte că în prima mea vizită în fosta Uniune Sovietică am fost foarte mirat că în bisericile din Rusia de atunci oamenii se ridicau în picioare numai când cântau, nu când se citea din Scriptură. Mi s-a părut un obicei puțin diferit de noi, deși avea profundă semnificație să te ridici pentru că îi cânți lui Dumnezeu. Avem un obicei bun atunci când citim Scriptura să o cinstim ridicându-ne în picioare. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, l-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea și îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile, și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu și în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Doamne, Tatăl nostru care ești din ceruri, ne închinăm cu umilință înaintea Ta, recunoscând că avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt să ne inspire, să înțelegem cuvântul Tău, ca să-L putem primi cu bucurie în inimile noastre. El să ne schimbe și să ne facă după voia Ta. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Fii alături de noi, Doamne. Amin. Să ocupăm locurile. Subiectul din această seară este inspirat de această predică, prima predică a Apostolului Petru după cinzecime, după Rusalii. Mie îmi place să spun mai degrabă cinzecime decât Rusalii. Rusalii este un cuvânt în limba noastră încă destul de obscur. Lingviștii nu știu exact de unde vine și ce înseamnă cu adevărat. Cinzecime este însă din Scriptură, este sărbătoarea la care a coborât Duhul Sfânt peste apostolii care erau la Ierusalim. Domnul le-a spus înainte de a se înălța la cer: ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Vreau să fac câteva afirmații în această seară înainte de a prezenta o introducere care sper să fie suficient de șocantă pentru mulți dintre dumneavoastră. În primul rând, este predica Apostolului Petru după experiența cinzecimii. Prin mărturie a apostolilor, ei au devenit în felul acesta martori al lui Hristos imediat după experiența cinzecimii. Am o imagine care, așa cum spuneam, sper să fie un șoc pentru mulți, așa cum a fost și pentru mine. Este o pictură a lui Van Gogh, făcută în 1890, cu vreo două luni de zile înainte de moartea lui. A pictat o biserică. Ce este foarte ciudat la pictura asta, care este comentată de foarte mulți critici de artă de-a lungul istoriei, este că, în primul rând, are două cărări care ocolesc biserica. Nu se duc la biserică, se pare, drumurile astea. În al doilea rând, biserica este la fel de întunecată în interiorul ei ca și cerul nopții din spatele acestei biserici.
Biserica aceasta nu emană niciun fel de lumină. Un critic de artă spunea, primul plan este puternic luminat de soare, dar biserica însăși stă în propria umbră și nici nu reflectă, nici nu emană vreo lumină proprie. De fapt, biserica se află sub propria sa umbră și aruncă o umbră în lumina care există în jurul ei. Cât de trist este monumentul acesta, dacă vreți, pentru că de cele mai multe ori creștinii par să nu strălucească deloc ca lumea să vadă lumina Evangheliei în biserica de astăzi. În al treilea rând, acoperișul pare șubred și instabil. Biserica aceasta se poate prăbuși în orice moment. În loc să fie un refugiu sigur, nu? În care să ne putem ascunde de furtunile și de necazurile vieții, biserica aceasta pare slabă, fragilă și periculoasă în același timp. În al patrulea rând, ceasul acela din turnul bisericii nu are deloc arătătoare. Biserica s-ar putea să n-aibă niciun fel de revelanță în timp, a timpului. Ea este blocată cumva în trecut, nu are nimic de spus pentru timpul de astăzi. Și, din păcate, biserica asta n-are uși. De ce am pus imaginea asta? Pentru că se pare că aceasta este imaginea foarte tulburătoare a ceea ce văd unii în biserica de astăzi. Ce vede societatea în biserica de astăzi. De fapt, Van Gogh s-a și sinucis la 2 luni după ce a pictat imaginea asta atât de cumplită despre biserica care nu l-a ajutat cu nimic, practic pe care el a abandonat-o de-a lungul vieții sale. Mulți din cultura noastră sunt mulțumiți să treacă pe lângă biserică, pe lângă creștinism, fără să fie influențați deloc de el. Biserica, în loc să strălucească și să fie o lumină de speranță în societatea aceasta plină de întuneric în care suntem, biserica însăși pare la fel de întunecată ca și societatea din jurul nostru. Mulțumim Domnului că suntem totuși o subcultură diferită de cultura în care noi ne găsim. Dar să știți că creștinismul american de astăzi nu e cu nimic mai diferit moral de societatea în care trăiește. Numărul divorțurilor, a păcatelor sunt la fel de mari și în biserica creștină americană ca și în afara ei. În loc să strălucească de lumină și speranță, biserica și creștinii însăși par să fie ei în întuneric și întunecați. Din păcate, cei care doresc să arunce o privire mai atentă adesea, nici măcar nu găsesc ușa la biserică. Ca urmare, credința creștină e considerată irelevantă în societatea în care noi trăim. Biserica este văzută lipsită de bucurie, nu numai pentru lumea din jurul nostru, dar și pentru cei care sunt în interiorul ei, sunt la fel de întunecați ca și cei din afară. Imaginea aceasta m-a tulburat foarte mult, pentru că ea vorbește despre biserica contemporană. E bine, ce vreau să spun în această seară este că Hristos nu ne-a chemat să fim o asemenea instituție care să răspândim mai degrabă disperare într-o lume mai disperată în care noi trăim. Ce ar trebui biserica de astăzi să fie soluția lui Dumnezeu pentru disperarea lumii în care noi trăim. Creștinul de astăzi ar trebui să devină un martor al Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că cu 2000 de ani în urmă Dumnezeu ne-a trimis pe Duhul Sfânt să coboare în mijlocul nostru, să ne împuternicească, să devenim martori pentru această lume care are nevoie de lumina lui Hristos. Să știți că noi putem fi martori ai Domnului Iisus Hristos prin câteva modalități pe care le descrie, de fapt, Noul Testament.
Cineva a spus că este nevoie de toți, de tot felul de creștini pentru a ajunge la tot felul de necreștini. Suntem înconjurați de tot felul de necreștini, de aceea e nevoie de tot felul de creștini ca să ajungă cu mesajul Evangheliei la ei. Creștinii nu trebuie să mărturisească în același fel, toți, dar toți creștinii pot mărturisi într-un fel. Pavel a vorbit foarte clar și ne-a spus că Duhul Sfânt dă daruri fiecărui credincios și eu personal cred că fiecare dintre dumneavoastră care ați experimentat botezul Duhului Sfânt aveți un dar cel puțin din partea lui Dumnezeu. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, spune Apostolul Pavel, care dă fiecăruia în parte cum voiește el. Eu cred că orice creștin autentic care a fost botezat cu Duhul Sfânt are cel puțin un dar, dacă nu mai multe, prin care poate să ducă lumina Evangheliei la oamenii din jurul lui. Putem să facem lucrul acesta în diferite feluri. Iată ce, câteva metode pe care ni le dă Sfânta Scriptură. Sunt menționate în Evanghelie cel puțin 6 stiluri de a evangeliza, de a spune despre Hristos oamenii din jurul nostru. În primul rând, este modul direct. Așa cum l-am auzit în această seară pe Apostolul Petru, că vorbește oamenilor. Este modul de a predica. Aici vreau să fac o paranteză și să spun că este cel mai preferat de noi toți, nu? Că toată lumea așteptăm un amvon și un microfon. Nu? Toată lumea așteaptă un amvon și un microfon. Țin minte că după ce am predat un curs la seminarul de la București, am stat de vorbă cu studenții care erau foarte necăjiți în timpul acela și îmi spuneau, frate, zice, terminăm acum seminarul și plecăm, dar toate locurile sunt ocupate. Practic, spuneau, toate microfoanele sunt ocupate deja, amvoanele. Ce o să se întâmple cu noi? Ce să facem acum, nu? Cum unii dintre ei s-au și gândit să, unde să se ducă, să-l dea jos pe ăla de la microfon, să se instaleze ei, nu? Și asta a creat de-a lungul istoriei fiecărei biserici luptele acelea interminabile pentru amvon și microfon. M-au întrebat ce l-aș sfătui eu. Era toamnă, începea să vină frigul, și le-am spus o idee, am dat o idee, am zis, mă băieți, dacă aș fi în locul vostru, uite ce aș face acum. Aș face o colectă de la toți ăștia care sunteți aici și am cumpărat un motor de tăiat lemne. S-a uitat la mine, erau disperați de ideea mea, deja, și cu motorul ăsta de tăiat lemne ne-am duce prin periferiile astea ale Bucureștiului, prin suburbiile Bucureștiului. Să știți că suburbie în România înseamnă complet altceva decât înseamnă în America. Și ne-am oferit din casă în casă serviciile noastre oamenilor. Le-am spune, uite, noi suntem studenți de la fabrica de popi pentecostală și ne-am gândit să vă slujim înainte de a veni iarna, să vă tăiem lemnele, gratis. Le-am spus, mă băieți, dacă ați face chestia asta, după 2-3 case ar veni televiziunea, ați ajunge în ziare, pentru că așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria noastră. Da, bineînțeles, nu le-a plăcut ideea, au preferat să meargă să lupte pentru amvon și microfon în continuare. Dar asta este stilul direct, care totdeauna pe noi ne impresionează, și am vrea neapărat să ajungem să fim ca Petru, să predicăm 3.000 de oameni să se predea Domnului deodată. Un frate mi-a spus că noi ăștia de astăzi ținem 3.000 de predici ca să se întoarcă unul la Domnul, de când Petru a ținut o singură predică și s-au pocăit 3.000. Asta e diferența între noi și Petru, e adevărat. Ei, a doilea mod de a vesti Evanghelia este cel intelectual, Apostolului Pavel. Și el a predicat.
Uneori a predicat lung, a picat unul de la balcon și a murit. Ar trebui să-l învie Apostolul Pavel. Ascultați, puteți să predicați lung numai în cazul în care aveți putere să înviați pe aia care mor la predica dumneavoastră. Dacă nu aveți puterea asta, nu lungiți, vă rog. Apostolul Pavel predică însă nu neapărat numai prin cuvintele lui, ci el scrie. El scrie cărți. Iată că la 2000 de ani după Apostolul Pavel, încă îi citim cărțile și Apostolul Pavel are o influență în întreaga lume mai mare decât cei mai grozavi autori care există. Pentru că a găsit o altă metodă de a răspândi Evanghelia. Acum, cu boala asta cărților, am avut suficient de mult de suferit din partea unora care nu numai că nu citesc, dar sunt și supărați voia care citesc și mai ales care scriu cărți, domnule. Nu știu, sunt oameni periculoși. Ei, ce se întâmplă e că ceea ce e scris rămâne, scripta manent, scrisul rămâne, rămâne pentru alte generații. Cine știe ce se va întâmpla mâine? Nu știu. Doamne, ferește de o bombă chinezească undeva în America, să ne reducă pe toți în epoca de piatră, la foc, la lumânare și la lampă de petrol. Că atunci toate telefoanele astea care le citiți la ora actuală nu o să mai funcționeze și atunci o carte va fi o mare binecuvântare pentru timpul acela. De aceea eu zic, cumpărați-le și țineți-le bine că nu știți ce se poate întâmpla. E bine, puteți să o faceți să răspândiți Evanghelia și ca Apostolul Pavel. Când am studiat aceste lucruri, m-am pregătit pentru predică, m-am mângâiat singur că mi-am găsit o altă metodă de a vesti Evanghelia și după ce o să mor eu. Cărțile rămân și probabil cineva într-o zi mai deschide și dacă ne ajută și chinezii, o să folosească la răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu. Dar nu ne putem opri aici, pentru că mai sunt încă metode de a vesti Evanghelia, de exemplu, prin mărturie. Dacă citiți despre orbul care este vindecat în Ioan, capitolul 9, ăsta nu știe teologie, nu știe să predice, dar zice, domnule, eu una știu, am fost orb și acum văd. Este mărturia pe care o depunem după experiențele pe care noi le avem cu Domnul. Și experiențe cu Domnul le are aproape fiecare. Depuneți mărturie, spuneți cuiva ce s-a întâmplat. De ce te-ai lăsat de băutură? De ce te-ai lăsat de țigări? Cum te-a salvat Dumnezeu din situația în care ai fost? Nu? Astăzi, împreună cu soția, l-am urmărit pe guvernatorul Huckabee, care a invitat la programul lui un sportiv care conducea mașini de mare viteză. Bineînțeles, succes mare, mulți bani, băuturi, droguri și o viață nenorocită. Ăsta l-a întâlnit pe Domnul, s-a pocăit, Domnul l-a vindecat și l-a scăpat de toate relele astea și a devenit un om extraordinar. Și acum depunea mărturie. Nu știa el multă teologie, dar putea să spună exact ca orbul acela. Domnule, eu am fost orb, n-am văzut și acum văd. Okay? Nu trebuie să mergi la seminar să depui o asemenea mărturie. Știi că vecinul tău are nevoie de așa ceva? Spune eu. Găsește ocazia să-i o spui. În al patrulea rând, există modul acela de a vesti interpersonal, deci la om la om. Matei, după ce s-a întors la Domnul, și-a invitat toți prietenii, nu? Altădată jucau cine știe ce poker cu banii jefuiți de la evrei, nu? Beau, cine știe ce pare miserabile făceau. Acum i-a invitat la el acasă, dar l-a invitat și pe Domnul Iisus. Și mulți au primit mărturia asta de la om la om. Apropie-te de cineva, invită-l, vorbește cu el, oferă-te să-l ajuți.
Găsim în al cincilea rând prin slujire. O găsim pe Dorca, o femeie extraordinară din Noul Testament, care face haine pentru săraci. Croșetează, cârpește, coase, știe să pună la lucru ceea ce, cu ce se pricepe ea și ajută pe alții. O întreagă comunitate a plâns după ea când a murit. Și a spus, uite, asta ce a făcut pentru noi. Asta mi-a făcut ciorap la ăla mic. Mi-a dus hăinuțe pentru fetița mea. M-a ajutat. Când ajuți pe cineva să deschide inima acelui om, oamenii au nevoie de ajutor. Și atunci când ne oferim să slujim altora, să deschide și inima acelui om, să primească mărturia ta. Omul acela se întreabă, domnule, ce fel de om ești dumneatale, că ești în stare să faci așa, aceste lucruri pentru mine, nu? Slujește și oamenii se schimbă. Avem multe de făcut și se pot face foarte multe lucruri, până și în America, să știți. Găsiți o modalitate să răspândiți Evanghelia slujind comunitatea în care vă aflați. Eu încă mi-aduc aminte de tinerii din biserica asta când ne-am dus să facem curățenie în neighbor-ul ăsta de aici și am adunat toate hârtiile de pe toate străzile, nu? S-a uitat lumea cu niște ochi mari la noi, că așa ceva nu ori mai auzit, nu? O biserică adună hârtii și mizerile de pe stradă, nu? Dar au văzut că cineva vrea să slujească, nu? Și ultima modalitate este printr-o invitație personală, printr-o discuție, așa cum a făcut Domnul Iisus cu femeia aceea samariteană. Abordează pe cineva care îl vezi că are nevoie de Hristos. Poate nu arată bine, poate nu arată îmbrăcat ca noi, nu miroase bine ca noi. Țin minte că la Chicago s-a întâmplat un lucru foarte ciudat într-o zi. A intrat un homeless în biserică și dintr-o dată s-a făcut așa un gol mare în biserică. Toți frații au fugit, s-au ascuns în alte părți și l-au lăsat pe ăsta singur acolo. Nu mirosea ca pentecostalii români. A venit un ușier la mine să mă întrebe să-l dea afară sau nu. Și am zis, mai eu mă întreb dacă ar trebui să te dau afară pe tine sau nu. Pe tine ar trebui să te dau afară, nu pe ăla. Are nevoie de Hristos, l-a intrat într-o biserică a lui Hristos. Ei, așa multe lucruri ar trebui să facem, nu-i așa? Sunt câteva principii foarte importante care ar trebui să le reținem. În primul rând, cheia este să-ți descoperi stilul și să începi să-l folosești. Poate tu ai vrut să fii predicator așa direct la microfon și amvon. Poate Domnul te-a chemat să fii Dorca și să slujești într-un fel, nu? Găsește stilul pe care ți l-a dat Dumnezeu și folosește-l. În al doilea rând, este posibil să ai o combinație de abordări în funcție de situația în care te găsești. S-ar putea să trebuiască să slujești, s-ar putea să trebuiască să faci unul dintre cele șase sau două, trei stiluri să le folosești. Apoi, în al treilea rând, niciun stil nu este mai bun decât altul. Nici un stil nu este mai grozav decât celălalt. Nu-i desconsidera pe ceilalți care slujesc altfel decât tine. Noi admirăm pe aia care merg la învon, așa e? Ăștia sunt nemaipomeniți. Și am vrea să dă-te jos să mă urc eu, nu? Să se schimbe lucrurile ca să ajungem noi în locul lui. În al patrulea rând, bazează-te pe alții să te ajute. Cere ajutor, cere sfaturi. Frate, am un vecin, am un coleg, dă-mi o mână de ajutor, dă-mi un sfat, ce aș putea face? Vorbește și cu alții și vei găsi soluții care lucrează. Să știți că fiecare stil are slăbiciunile inerente și unghiurile oarbe, așa, ale fiecăruia. Pentru că toate fac parte din bagajul ăsta uman.
Și întotdeauna noi oameni avem aceste defecțiuni ale noastre. Și ultima, caută să fii bine intenționat întotdeauna. Caută să fii bine intenționat. Fă-o cu un scop nobil, frumos. Nu să te dai rotund, nu să arăți tu că tu mai știi mai mult decât ceilalți. Mulți dintre oameni ne resping pentru că modul în care noi vorbim cu ei este cam așa, ai noroc, ai dat peste unul care știe, nu? Te scapi de ignoranță, o să te ajut să nu mai fii pierdut, că așa le spunem, avem un întreg vocabular care îi jignește profund pe oamenii ăștia, sunt nemântuiți, sunt pierduți, sunt cine știe cum, și venim noi, salvatorii, să-i salvăm. Sunt oameni care au nevoie de Hristos și trebuie să-L vadă pe Hristos în tine, în comportamentul tău. Haideți să vedem în foarte scurte cuvinte acest stil direct al lui Petru. Sunt câteva lucruri foarte frumoase în predica asta. În primul rând, Petru este foarte personal. Se adresează direct ascultătorilor, pătrunde în inima lor cu un mesaj absolut direct. Petru a personalizat această predică pentru ascultătorii săi, astfel încât să vorbească exact situației lor. Vorbea exact situației lor. Le spune, bărbați din Iudeea și toți locuitorii Ierusalimului, să știți lucrul acesta. Versetul 22. Iisus din Nazaret a fost atestat, nu? Vouă de Dumnezeu, a fost dovedit de Dumnezeu înaintea voastră, nu? Prin lucrările pe care le-a făcut în mijlocul vostru. După cum voi înși vă știți, se adresează direct acestor oameni. Nu numai atât, dar spune acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, voi. Este o abordare extrem de directă, extrem de personală. În al doilea rând, mesajul lui Petru este foarte simplu și clar. Foarte simplu și clar. Se spune că după o predică la pastor a venit o femeie din biserică și a spus, frate, m-am convins că dumneavoastră ești mai deștept decât Einstein. Omul a fost foarte mișcat de complimentul ăsta, a întâlnit-o a doua duminică și a întrebat-o, ce ați vrut să spuneți cu chestia aia, soră? Ce, am auzit că pe Einstein îl înțelegea vreo 3-4 persoane numai. Pe dumneavoastră nu te înțelege nimeni. Prezentați simplu Evanghelia pe limba tot oamenilor să o înțeleagă așa cum trebuie să o înțeleagă. Se spune despre comunicatori și dascări. Nu, dascării întotdeauna zice că ăștia iau lucrurile simplu și le prezint extrem de complicat. Comunicatorii iau lucrurile foarte complicate și le prezintă simplu. Eu cred că Evanghelia trebuie comunicată în felul acesta, în mod foarte simplu. În versetele 14 la 36, vedem că mesajul lui Petru este foarte clar. Petru merge direct la miezul problemei, nu? Oamenii aceștia care predică direct trebuie să aibă această capacitate să prezinte adevărurile teologice și să le comunice în mod foarte clar. Nu vreau să insist aici, el spune, bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea, bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Se adresează în mod foarte simplu și foarte clar acestor oameni. Nu numai că o face asta, dar o face foarte convingător. Așa de convingător prezintă lucrurile, că acești oameni sunt tăiați la inimă, spune Sfânta Scriptură, sunt străpunși la inimă. El a fost așa de convingător pentru că oamenii aceștia au înțeles consecințele ignoranței lor. Ei l-au răstignit pe Mesia, l-au omorât pe Fiul lui Dumnezeu care a venit să salveze întreaga lume.
El a fost așa de convingător că oamenii aceștia au început să pună întrebarea: ce să facem acum, dacă am făcut prostia asta care am făcut-o? După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru: fraților, ce să facem? Aș vrea să închei cu faptul că mesajul lui Petru a fost extrem de practic. Ăsta le-a spus exact ce au de făcut. În primul rând, Petru este pregătit să le spună oamenilor acestora ce au de făcut, nu? În primul rând, zice el, pocăiți-vă și fiecare de voi să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. El le spune în mod foarte simplu, într-un singur verset, dacă vreți, tot ce au de făcut, lucrurile extrem de importante. Două lucruri care le-au ei de făcut: să se pocăiască și să se boteze, și apoi Dumnezeu va face alte două lucruri, le va ierta păcatele și le va da Duhul Sfânt. El spune un mesaj extrem de practic. Timpul a trecut și aș fi vrut doar să vă prezint foarte pe scurt. Sunt doi autori care au prezentat într-o carte de-a lor, William și Robert Menzies. Ei au scris o carte despre caracteristicile pentecostalismului timpuriu, de la Azusa Street încoace. Am să citesc doar 8 din aceste caracteristici și cu astea să fie încheierea predicii mele. În primul rând, toți credeau și au practicat botezul Duhului Sfânt. În al doilea rând, s-au consacrat pentru misiune și pentru evangelizare. Asta a fost consacrarea ca o consecință a faptului că au fost împuterniciți de Duhul Sfânt. În al treilea rând, au manifestat o credință foarte puternică, apoi au dezvoltat o stare de așteptare a venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Au vorbit și s-au pregătit să se întâlnească din nou cu Domnul. În al cincilea rând, au trăit această realitate a prezenței divine în mijlocul lor, frații. 6. Au dezvoltat și au practicat o închinare entuziastă, plină de bucurie și de entuziasm înaintea Domnului, și au dezvoltat apoi o părtășie creștină foarte bogată și au respectat și au crezut în autoritatea Sfintei Scripturii. Acestea sunt, după acești doi autori, caracteristicile pentecostalismului timpuriu. Mă rog lui Dumnezeu ca acestea să devină și caracteristicile bisericii noastre de astăzi și să fim o biserică dinamică de care să se folosească Dumnezeu și Duhul Sfânt. Amin. Haideți să ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și pentru cuvântul care ni l-a dat.